După zile cu meniu bogat, mulți simt nevoia să ia măsuri înainte să se urce pe cântar. I-am găsit în sălile de sport, hotărât să revină la silueta de dinainte de sărbători. Antrenorii sfătuiesc să înceapă treptat antrenamentele și să reducă porțiile de mâncare. La o sală de sport din Timișoara s-a format coadă la intrare. Zeci de oameni se aflau și în interior și lucrau de zor ca să uite de mesele de sărbători. Prea multe mâncăruri copioase și trebuie arse caloriile. Românul sărbătorește cu multă mâncare și după aia trecem la treabă. Ce ați mâncat mai mult? Prăjiturile, ales tentante. Cât v-ați propus să alergați pe bandă? 25 de minute, cam așa. V-ați propus un obiectiv pentru noul an? Da. Să fac cât mai multă mișcare și să mă simt cât mai bine în pielea mea. Ce ai mâncat de sărbător? Deserturi de la mama, bineînțeles, și am venit să le dau jos. Instructorii de fitness recomandă prudență și când vine vorba de sport. Dacă au avut o pauză mai lungă, clar ar trebui să înceapă cu greutăți mai ușoare, să nu înceapă chiar de unde au rămas. Revenirea la forma dorită trebuie susținută și de alimentație. Mai multe proteine și mai puțini carbohidrați. Meniul de sărbători trebuie uitat. Am stat, am consumat prostii, prăjitorile, boala mea, dulciurile. Dacă ai mâncat chestiile clasice, tipic românești, o să se observe pe rezistența ta, te vei simți mult mai obosit, o să intri în acea stare de latență. Pentru că temperaturile sunt crescute și parcurile au fost locuri bune pentru sport. Facem treaba asta constant, am întârât puțin cu ocazia sărbătorilor de iarnă și în mod normal ne-am preluat ciclu. Dau câte o tură de parc, legată cu 10 ture de scări, alergare cu spatele, 70-100 de flutări. Să mai dăm puțin din ce am consumat, aer curat și... E mai plăcut în parc decât în sală. Vremea se anunță plăcută și potrivită pentru mișcare și în zilele următoare.